Bună ziua, prieteni Guten Tag! În acest clip vom vorbi despre van, ven și azi, care toate înseamnă când. Este o lecție destul de ușoară. Van, ven și Als sunt prepoziții temporale care înseamnă toate când, după cum spuneam, dar în limba germană se folosesc fiecare pentru diferite acțiuni. Ven înseamnă în anumite cazuri și dacă. Atenție! Van se folosește pentru a întreba întotdeauna când vrem să întrebăm ceva, spunem van, când, ven se folosește pentru o acțiune din viitor și în prezent, dar și pentru o acțiune care se repetă în trecut. Și als se folosește doar pentru o acțiune din trecut care se întâmplă o singură dată. Destul cu explicațiile să trecem la exemple. Așadar, van, când, când vii la mine. Van comst du bei mir? Van kommst du bei mir? O simplă întrebare. Când? Van? Când plecați dumneavoastră? Van gehen Sie? Van gehen Sie? Așadar, la întrebări vom folosi van. Als este folosit în situații repetabile din trecut, după cum spuneam. Când eram copil, locuiam în Berlin. Als ich kind war, Wohnte ich in Berlin. Als ich kind war, wohnte ich in Berlin. Deci este o situație repetabilă, pentru că se întâmplă atunci când eram copil, als ich kind war, și era în trecut. Când eram copil, locând locuiam în Berlin. Alt exemplu, când era încă tânăr, putea fugi foarte repede. Als er noch jung war, konnte sehr schnell laufen als er noch jung war konnte sehr schnell laufen așa și ven se folosește când se poate înlocui cu dacă după cum spuneam înseamnă și dacă când plouă stăm acasă wenn es regnet bleiben wir zu hause wenn es regnet bleiben wir zu hause Așadar am folosit ven când plouă, pentru că putem spune la fel de bine dacă plouă, dacă plouă stăm acasă. Ven es regnet, bleiben wir zu Hause. Când vine bunica în vizită, suntem fericiți. Wenn die Oma zu Besuch kommt, sind wir glücklich. Wenn die Oma zu Besuch kommt, sind wir glücklich. Așadar punem din nou ven. Pentru că îl putem înlocui cu dacă. Dacă vine bunica în vizită, sunt nefericiți. Vend ioma cu zubăzucomt, zind Această lecție a fost una simplă, dar foarte utilă. Mulțumesc pentru că m-ați urmărit. Cius!